Era pouco nós precisamos de ter aquele dito de digital que se mete lá para ver Moldova. De mundo imediat. Apropo, aveți un link când este raport, puteți vedeți și sursele, inclusiv să le compilați, inclusiv să le vedeți cum arată în LaTeX toată chestia asta scrisă. Așa, apropo, dispuneați de formate deschise, LaTeX e un format vechi care a apărut până la Windows, până la multe alte chestii, care și înzodează că e viu, apropo, semn că e sănătos. Așa. Care este proiectul în cadrul tot așa, așa, deci despre ce avem noi. Uitați-vă, cum caut un cercetător surse, da? Poți să cauți într-o sursă mare. Nu știu dacă ați vă uitat vreodată pe Academia, de exemplu, eu mai folosesc. Vă propune când luați o sursă, vă putem propune încă 50 de lucrări. Acum, unele au, de exemplu, 1000 de download-uri, alte au, să spunem, 3 download-uri. Cum să știi care să citești? Când ai să citești 1000 de lucrări, nu? Pentru asta există referință, pentru asta există instituții care spun, uite, lucrările astea sunt mai bune, astea sunt mai proaste. Ca și cum ai vrea să pregătești de un examen și trebuie să citești 40 de cărți, dar de fapt în una este de fapt tot ce trebuie, sau aproape tot. Da? Și acum cum să identificăm cărțile astea? Te duci la librării specializate pe domenii. Asta e una din metode, nu spun că asta e soluție generală. Da? Asta e una din metode. De exemplu, pe domeniul matematic este EUDML. Eu apare o interfață de chestii genul ăsta, spui ce cauți, dai link, clic, unde ajungem? Ajungem, spune că este, de aici, ajungem direct la, cum îi spune voi, la altă librărie digitală din la Universitatea din Göttingen, care practic nu are ce a făcut Universitatea din librării din Göttingen, a luat manuscrisele scrise de matematicieni prin anii 70-80 în Republica Moldova, în esență, într-un fel, facem arheologie de asta culturală, științifică, da? Așa. Și textele astea, într-adevăr, sunt scrise în rusă, ele au fost scanate, mai mult decât atât, ele sunt și au mai făcut un efort după ce au apărut sisteme mai comode. Au digitalizat în sens de nu doar scan, nu doar fotografie, dar și textul. Poate fi selectat, dar nu e selectat ca lumea textul. Acolo puteți să vedeți că asta e un aspect, un problemă, că nu este scanat, nu este recunoscut textul bine. A doua problemă este că nu au scanat toate edițiile. Presupun că au scanat edițiile care le-au avut în librării la ei. Da? Așa. Și, în principiu, care este bucătăria la toată chestia asta? Deci există Central Black for Mathematics, e un fel de colecții de referate, deci aia care recenzează. Nu că în sens că fac ca la timp comunist, nu dau voie, dar în sens că îți spune că asta e o lucrare bună sau mai puțin bună. Așa? Tu dacă te duci la Central Blatt și găsești acolo lucrarea asta, semn că e o lucrare bună, relativ. Așa? După asta te duci, el îți trimite că dai link la EUDML, de exemplu, și mai departe ajungi la librărie din Göttingen. Deci asta e soluția care îți propus să găsești ceea ce te interesează. Așa. Este oare posibil patrimoniul ăsta cultural să fie pierdut? Totdeauna este posibil, dacă tu un lucru nu îl găsești, e ca și cum pierdut. Da? Dacă tu nu știi de existența unui lucru, e ca și cum pierdut. Și sunt multe exemple. De exemplu, metoda de instruire a rețelelor neuronale, feed-forward, nu știu care, a fost rediscoperită din anii 60 de 3 ori. Abia 3 ori este menționat și folosit. De ce? Pe vremea aia, evident, și mai greu să distribuiau cunoștințele. Da? Ok. De ce depinde vizibilitatea unei publicații? În primul rând, de calitatea sursei. De-aia folosim chestia asta cu sursele recenzate. Doi. Și depinde cât de bine este promovată această lucrare. Ea poate fi promovată de către, de exemplu, mediile personal de către autori, cum ar fi, folosind instrumentele disponibile, cum ar fi Academia, ResearchGate, Google Scholar, IBN, IDS, dar asta nu e de către autor, asta e mai degrabă la cealaltă. Deci, vine. Și poate fi promovată de către instituțiile, repozitoriile instituționale. Deci asta sunt schemele de cum pot să afle. Și plus, librăriile digitale care se organizează nu pe instituții, dar se organizează pe asociații de profesioniști. Da? Nu, cine poate să spună critic o lucrare de matematică mai bine? Unul de la matematică, nu unul de la medicină, de exemplu. Da? Eu pot să mă dau părerea cu medicina, așa și medicina poate să dai părerea de matematică. Dar cât contează din părerea asta? Așa. Una din soluții. Cooperarea între membrii asociației respective de cercetători,
Așa, digitalizarea conținutului, cel puțin scanarea lui. 3. Punerea în acces liber și deschis a conținutului, trebuie să fie disponibil cumva. Așa. Și respectarea unor standarde și protocoale de interoperabilitate la nivel tehnic. Nu știu dacă ați scris vreodată prin anii 90, exact redactor de scriere a textelor, keywriter. Ați folosit vreodată? Nici nu știți. Nici eu nu știu, am lucrare scris, nu știu cum să mă citesc, nu? Deci, ideea este formatele pe care le folosim și tot ce folosim este bine să fie în timp cu vremea. Adică, și apropo, ele oricum se mai schimbă. Nu știu, mai aveți dischete? Nu, n-ați avut niciodată nimic pe dischete? Bine, și ce ați avut, cred că s-a pierdut, că acum nu mai găsiți dispozitive de citire, practic, așa? E, astea sunt probleme standarde legate de interoperabilitate și de standardizare și de tot restul. Așa, care este obiectivul central la proiectul condus de domnul director Florin Damian? Este să punem în valoare patrimoniul cultural, științific, ce ține cel puțin de matematică și de științe legate cu matematica din Republica Moldova, indiferent în ce perioadă s-a făcut chestia asta, de la Daci până ziua de azi, de exemplu, da? Ok. Obiectivul direct al acestui, nu-i cu eroare, obiectivul, a, da, eu am și aici și machine acolo. Obiectivul, da, vreau să verific dacă e corect acolo. Obiectivul direct acestui proiect este, de fapt, să facem caz, să ajutăm, de exemplu, acolo lipsesc cam jumătate din edițiile respective, da? Ele trebuie scanate, trimise, corectate alea care există și la munca asta pot fi implicați studenții, vorbitori de rusă sau studenții vorbitori de română care știu rusa sau... Și e bine să mai știi și ceva matematică, să știi tot și înțeleagă ce e legat de formulele. Matematica e puțin diferită de literatură. Toată părerea mea personală, inclusiv programatorii scriu literatură, numai că e foarte specifică. Așa. Punerea și evident că mai există în afară de cerințare să se pună în valoare cele trei reviste Scopus care sunt la Institutul de Matematică. Așa, sunt trei reviste Scopus. Ele și așa sunt văzute prin Scopus, asta este adevărat. Dar chestia e că ele nu sunt în EUDML. Și noi nu avem o platformă în cadrul EUDML cu care să ne asociem la ei. Da? Deci platformă de profesioniști pe domeniul ăsta, nu în general. Da? Așa. Asta sunt exemple ce mai avem de digitalizat. Asta e exemplu de text recunoscut, cred că în cadrul proiectului acum am făcut cu alte, încă mai sunt care lucrează, sunt vreo 20 de persoane care lucrează în echipă. Așa. A recunoscut text scris de mână și l-au digitalizat, deci a făcut recunoaște, da, se poate și așa ceva face, deci cine mai scrie de mână, mai sunt de ăștia, nu știu. Ok. Iarăși, uite, nu. Acum, cum poți să rezolvi o problemă? Soluția cea mai simplă la rezolvarea de când este lumea asta e să faci copy-paste, să vezi ce au făcut alții. Deci, e cea mai ieftină, dar ideea că chiar dacă vrei să faci copy-paste, nu o să-ți iasă din start, fiindcă depinde mai mulți factori. Cine știe ce a mâncat în dimineața aia când a făcut el programul. Așa. Dar putem să vedem ce au făcut. Care sunt exemple? Sunt mai multe asociații. De exemplu, una din cei care au făcut și mi-a părut că funcționează și chiar e activ în domeniu. Sunt cehii, polonezii, mai sunt bulgarii, mai sunt câteva asociații care au implementat. Și ne-am uitat ce au făcut ei și ce tehnologie au folosit ei la baza chestia asta. Deci ei au folosit în principiu tehnologii bazate pe Linux, Apache, Java, Postgres, Angular, React, DSpace, deci tot ce e legat de tech. Și de ce sunt folosite aceste tehnologii? De exemplu, marea lor majoritate ca platforme folosește DSpace-ul din motiv că e elaborat în Java și Java, în general, lucrează destul de stabil și se face renuirile foarte destul de des. Chestia, softul totdeauna trebuie să apare în zadar, să se face update la soft. Vă spun eu de ce se face. Din cauza că când se face un update, în primul rând, din motiv de securitate. În rândul real, undeva este o greșeală sau ceva nu este ca lumea, sau ceva este greșit, asta e posibil. Nu din cauza că fac intenționat, dar se întâmplă. Și atunci se face un update. Dacă nu faceți update la timp la soft, aveți șansă să cineva să folosească eroarea asta pentru a face ceva, dacă vrea. Bine, dacă sunteți oameni buni, bani mulți și foarte importanți, așa, să vrea să vă strici ceva. El, deci, trebuie să poată fi ușor de administrat. Părerea noastră că este poate relativ ușor să fie administrat, că e instalat cam prin toate universitățile, librăriile noastre, cel puțin în Moldova, de space-ul, ca repozitoriu digital. Teoretic, și presupun și practic, există și specialiști care ar putea să-l administreze. El oferă, apropo, interfața lui, el, în varianta mai nouă, se face separat. Asta vine ca două părți separate. El vine și ele, pentru interfața lui, se poate folosi o interfață construită de oricine, din cauza comunicarea dintre back-end și front-end se poate face prin API REST, care este disponibil de la DSpace,
Și oricine poți să-i dai de lucru, să spun, dar trebuie să-i dai acces la API-ul respectiv, evident. Și el poate să-și facă, să-și facă interfața lui. Există o concurență pentru interfețele astea. La unul îi trebuie multe butoane, la unul îi trebuie trei butoane. Da? Așa. Astea sunt exemple de pagini. Ele arată simple. Așa am crezut și eu că sunt simple, într-adevăr. Dar, pe de altă parte, ce-ți trebuie mult pe o pagină? Îți trebuie ceea ce-ți trebuie. Nu? La, când faceți la Google Search. E un singur pagin și să vă scrie Google acolo. Nu? Așa. Asta, de exemplu, cum arată DML la polonești. Da? Bine, aici au mai multe, că au pus toate revistele și polonești, au foarte multe reviste științifice bune. Ok. Ăsta e la bulgari, care în cadrul studiului matematică l-au făcut ei mai înainte. Așa, și ce avantaje? Bine, asta de avantaje cred că... Da, și mai există, începând cu versiunea 7, eu am început iarăși de nou să fie foarte activ, în sensul că programează diferite standarde pe care urmează să le implementeze. De când am identificat că asta este soluția cum ar fi, cel puțin așa ne pare, deci eu urcat de la versiunea 7 la 7.3. O parte din ceea ce scrie aici că vor să implementeze, cred că e și implementat deja. Ca standarde de comunicare cu alte sisteme. Ok. Așa. Concluzie. Viabilitatea repozitorilor pe domenii de cercetate, gestionat de comunitatea academică, contează. Adică, cei care, dacă comunitatea academică pe domeniu este interesată și folosește și are animatori care se ocupe de chestia asta, plătiți sau neplătiți, dar mă rog, are ce înseamnă. E vie situația, așa. Tehnologiile care se folosesc pentru soft trebuie folosite cât mai simple și cât mai deschise, adică cât mai transparente. Din cauza că dacă folosim ceva foarte proprietar, avem șanse nimeni să nu ajungă la ele. Și prezența în cadrul proiectului de acest gen a specialiști permite realizarea publicației. Da, și mai există... Nu ne propunem să încercăm să punem tot ce este de matematică, să punem în... Există alți recenzori, să spunem, da? Dar, în general, există alte depozite de material digital care încearcă să înglobeze totul. Ideea asta de aici este să fie cum este eu de mălâs sau cum este Scopus la nivel de global. Asta să fie la nivel, să spunem, Mireaua Republicii Moldova, să spunem, la nivelul ăsta ce se face. Da? Ce pare aici să fie interesant. Așa. Și, evident, că aduce mulțumiri grantului ANCD numărul tare, care ne-a ajutat un suport esențial pentru scriere, cercetările în acest domeniu. Ok, și mulțumim pentru atenție. Eu n-am mai reușit să spun sigla. Da. Bine, aici nu e toată bibliografia, asta e ceva din RSS Advisory Board. Deci, când folosești tehnologie deschise, ai șansă să obții multe lucruri în mod automat. Apropo, cum e bine, obține din Scopus, presupun. Datele automat, cât de cât. Din cauza folosești ceva deschis. Mai există și alte exemple, de exemplu, de tipul ăsta care le folosim noi. Eu am terminat, poate domnul director vrea să mai adaug și ceva. Eu mulțumesc colegului, domnului Andrei Rusu. Proiectul a venit, pe de o parte, și un pic întâmplător, pe de altă parte, la lucrurile astea am gândit mulți ani. Institutul de Matematică are trei reviste. Aceste trei reviste sunt în acces deschis, care sunt Web of Science, dar la emergente. În Scopus deja sunt toate trei, buletinul quasi grupă Related System încă din 2011, sigur că am întârziat enorm. Dar tot în timpul ăsta, foarte multă lume scrie în adresa Institutului de Matematică și roagă să găsim lucrările unor colaboratori sau de la institut, sau de la universitate, să le scanăm și să le trimitem. Cât e ceva pentru Institutul de Matematică, acum 20 de ani în urmă, a făcut Universitatea din Göttingen. EUDML, care e pan-europeană făcută de portughești, nu credeam că o supraviețuiască. Ei au lucrat și au făcut și în Rusia. RusDML nu mai există. Multe de repozitorii astea s-au deschis ca idee. Pe urmă au venit Matnet Rus, spre exemplu, și a înghițit totul și acoperă lucrurile astea. Dar ei sunt legați, da. Pornirea a fost foarte simplă. Atunci când s-a făcut foarte corect, acum 20 de ani în urmă, când împreună cu câțiva cercetători din matematică din Rusia au specificat, nu revistele centrale, imperiale, dar au specificat ceea ce e patrimoniul matematic și au cerut voie de la știința. Am făcut domnul academician Arnăutov, chiar la lui 80 de ani, membru a proiectului, pentru că și dânsul a semnat atunci
acest acord și am dat împreună cu știința dreptul de a face acest repozitoriu acum 20 de ani pentru matematicii isledovania. Ei au reușit să pună 60 de numere din cele mai valoroase, din circa 120, mai e o serie din care cel puțin acum anul ăsta am fost câteva ori rugat să scanez și să le trimit. A apărut în Meșbuzovski zbornic pentru matematică și tot nu aveau dreptul de revistă să fie. Plus, buletinul Academiei apare în genere din 51. Nu sunt numerele cerea nici scanate, nici în acces, dar în bazele de date, cum e Mathematical Review sau Central Blatt for Mathematics, în referatele de profesioneri, există trimiterile, există totul. Nu era pe atunci Web of Science sau Scopus, dar totul ce am identificat și în echipă sunt foarte mulți profesori, să identificăm ceea ce ține și reprezintă patrimoniul matematic, contribuția Moldovei în patrimoniul matematic internațional. Numai două cuvinte spun. A trecut în lumea celor drepți în urma COVID-ului academicianul Mitropan Ciobanu. Dânsul a fost contactat de la Topology and Application de redactorul șef prin Arhanghelski, care a fost conducător la Moscova. Și ne-au adus aminte de Parobicencu, de profesorul care a fost profesor la Universitatea de Stat, care a fost la Institutul de Matematică. Rezultate de care nu s-a știut, acum au explodat. Și au cerut ca să fie și o biografie cumva, să facem vizibil acest lucru. Dumnealui a reușit numai să mă roage, n-am reușit să facem împreună. Toate aceste multe fapte și multe restanțe care matematicienii în urma lor n-au curățit, n-au făcut accesul, cum îl fac în alte țări, am zis că proiectul e un început. Dar în toate proiectele o să rugăm să fie și un pic ca să readucem ceea ce era opera înaintașilor. Nu toate monografiile de valoare au fost traduse în engleză și în circuitul internațional. Lucrul ăsta ține să-l facă Institutul de Matematică, dar exact cu cehii, că au făcut-o foarte modest, exact cu cele mai bune universitățile cheie. Universitatea din Praga, încă câteva universități, tocmai dânșii fac și întrețin. Au avut un timp de în 2008 o groază de granturi, acum numai au, dar au pus asta pe picioare și nu e nimic altceva. Lucrările care sub semnul de întrebări și-ar fi la limită dintre începătorism, amatorism și cercetare, acolo nu nimeresc. Pot fi găsite, dar asta ne-am propus un proiect și eu mulțumesc domnului Rusu că mă ajută cu partea tehnică. Vă mulțumim.